Nuțu a plecat de acasă la mijlocul lunii iunie în 2021. Atenție! Pentru că bărbatul nu se mai întorcea, familia a început să-l caute disperată. La un moment dat, însă, Nuțu a dat un semn de viață, dar mesajul transmis ar fi fost înfiorător. Ni s-a alăturat discuției și domnul Mihai Untaru, comisar șef în rezervă, colonel în rezervă. Dăm ambele variante, și cea de funcționar public și cea de militar, pentru că sunt ale dumnealui și a prins ambele regimuri, ca să fim corecți până la capăt. Deci trebuie să-i dăm ce îi se cuvine. Mai multe mulțumesc. Detalii însă aflăm de la Alexandru și de la Antonia, fratele, respectiv cumnata lui Nuțu, care sunt acum în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună seara, Alexandru, bună seara, Antonia. Bună seara. De unde ne sunați? Unde locuia Nuțu? Noi vă sunăm din Austria, pe dumneavoastră. Acolo locuiți, dumneavoastră? Da. Am înțeles. Lucrăm. Și unde era casa, familia toată, casa lui Nuțu? Unde locuia el? În Bucece avea casa. Bucecea, județul Botoșani, da? Botoșani, da. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. El avea familie, avea soție, copii? Vorbesc cu soțul un pic, să are emoții. Vă rog. Da, locuia în Bucecea și avea doi copii, dar sunt vreo 7-8 ani, nu mai este împreună, au trăit în concubinaj. Și s-au despărțit înainte să plece, adică el se despărțise de femeie. Da, de vreo 7 ani nu mai sunt împreună. Deci el era cumva singur. Da? Da, singur era, da. Câți ani singur avea? Câți ani are? Câți ar trebui să aibă acum? Avea 41 de ani când a plecat și acum are 43 de ani. Spuneți-ne 44... viața lui. Nuțu și mai cum îl cheamă? Curc. Curc Ioan îl cheamă, dar Nuțu e numele mic. Noi Nuțu îi da, Curc, Curc Ioan 40 și... Curic. A, Curic, scuzați-mă. Curic Ioan 44 de ani aproape, din Bucecea, Botoșani. Da, 43. Cum a dispărut? Da. În ce zi a dispărut? Spuneți-ne dumneavoastră tot firul disparițiilor lui și cum ați luat legătura cu el. Pe 15 iunie 2021 a fost la Botoșani cu cumnata mea. Ultima dată soțul l-a văzut în Paști. La Paști l-a văzut. Și de la Paști nu n-am mai. Am vorbit numai prin telefon. Cumnata avea stătea la cumnata. Cumnata avea grijă de dânsul, spala. Și ultima dată a fost la Botoșan pe 15 iunie și de atunci nu mai e. L-a dus, el lucra la o stână, l-a dus la stâna respectivă, la familia respectivă l-a dus și acolo l-a lăsat și după, nu știu când, seara de 15 iunie, când a doua zi l-a sunat familia respectivă pe cumnata și i-a spus că nu mai este la stână. Că a plecat de la stână, practic. O plecat, da. E plecat de la stână, nu mai este la stână. Și cât timp a lucrat? Probabil dacă a avut loc telefonul ăsta, înseamnă că a plecat fără să spună de acolo. Probabil a plecat fără să spună, da. Cât timp a lucrat acolo la stână, ca să aflăm mai multe informații? Nu știu, el mergea, stătea, lucra, se duce de la stâna aia, mai avea, el avea două stâni când mergea și așa, nu... Și nu locuia la ele sau se întorcea la stână, cumva acasă? Da, la familia respectivă locuia, da. Deci vorbim despre două stâne la care lucra. Da, da, când a plecat, când a dispărut, era la la una dintre respectivă. Ele, da. Da, la una și dintre ele. Și ce ați aflat după aceea despre el? Ce ați mai aflat? O sunat pe cumnata mea, familia respectivă, și o întrebat că Nuțul nu mai este la stână, eu e plecat, nu mai este. Cumnata mea s-a întrebat pe unul, pe altul și tot o așteptat câteva zile că poate vine, poate s-a dus la altă stână, poate... Na, și nu, a văzut că nu vine, pe 5 iulie l-a dat la poliție, l-a dispărut. Da. Ce s-a întâmplat după? Te rog, avea un telefon mobil la el pe care putea fi contactat? Deci nu avea. Nu. Ce s-a întâmplat după data de... Vă rog. L-a dat la dispărut pe 5, da? După câteva zile, probabil, nu pot să vă spun chiar sigur, după câteva zile poliția
o sunat-o și o spus că o anunțat-o că l-o găsit pe Nuțul, l-o găsit. Dar între timp când au văzut că i-a dat la dispărut, persoana respectivă care l-a luat și l-a dus, o spus la un nepot, un ginir de-a lui cumnata mea că de ce l-am dat la dispărut, că el este undeva dus și este bine, la o stână, l-a dus la lucru la o stână. Persoana respectivă a dat detaliile acestea. Da, o să zic, l-am dat la dispăruți, pentru că el e bine, l-a dus undeva la Rădăuți, la o stână l-a dus. Păi bun, și ce-ați făcut cu informația asta? Poliția s-a bazat așa că puteam să vin și eu de aici, de la București, puteam să zic, e bine, lăsați-l în pace, să stea liniștit că e la stână. Asta vreau să vedem dacă au făcut ceva cu informația asta. Persoana respectivă nu o spus la un ginerii de-a lui cumnata mea, la un nepot, o spus că e bine, de ce l-am dat la dispăruți? Și dumneavoastră aveați încredere în persoana asta? Poftim? Aveați încredere în persoana asta că zice adevărul? Nu, dar poliția după câteva zile l-a găsit și a spus că e la Părcașa, la Poiana Teilu, undeva la Neamț, nu știu, aici sunt trei localități care nu pot să le... Păi și asta e o veste bună, da? E o veste bună, poliția îl găsește până la urmă. De ce totuși sunteți în seara aceasta disperați că nu mai știți de el? Ce s-a întâmplat după aceea? Da, cumnata, noi dacă aici am umblat mai mult cumnata pe la poliție, pe acolo noi cu telefoanele de aici. Cumnata a spus la poliție, da, bine, l-ați găsit, da, vrem să-l vedem, vrem să știm de dânsul, vrem să așa, l-ați găsit, l-ați găsit, da, vrem să vedem dacă trăiește, e viu, e ce cu dânsul. Poliția, nu știu, când ziua aia, ca a doua zi, i-a dat două numere de telefon. I-a dat numărul, un număr care, de telefon care avea Nuțul, și un număr care o spus că e numărul patronului. Să sunăm și să așa. N-ați zis că n-avea telefon? El nu avea telefon la dânsul, dar unii l-au dus acolo, i-au dat telefon ca să aibă grijă, na, să vadă dacă sau e bine. Sau urmă condițiile de muncă. Da, și ați sunat pe numerele acelea, ați mers să-l vedeți dacă e în viață, dacă e întreg. Cumnata, nu dumneavoastră, bineînțeles. Am sunat pe numărul care mi l-a dat, că era cu Ricky One, am sunat și mi-a răspuns el. Mi-a răspuns el și l-am întrebat ce face. A spus că stă în casă, că a fost la poliție și acum stă în casă și așteaptă mâine că trebuie să-l duc la stână. Și am întrebat, dar totuși, de ce dumneavoastră, cu tot respectul, cât e domnule de la Botoșan la Neamț? De ce nu v-ați urcat în mașină să vă duceți la poliția de acolo din Neamț, de la Poiana Teiului și să-i spuneți, domnule, am înțeles că l-ați găsit, că e bine, că e sănătos. Noi nu știm nimic de el de atâta vreme. Vrem să-l vedem noi în carne și oase, nu ne apropiem de el dacă nu vrea, dar să-l vadă ochiul meu că omul e sănătos și că nu e mormântat pe undeva, cum am mai văzut primara Mureș, de exemplu, la Șomstuca Mare. Șomcuta Mare, așa, vă rog. L-am sunat pe el, cum v-am spus așa, și i-am spus, cum ai ajuns acolo, noi l-am înregistrat, aveți înregistrare la dumneavoastră acolo. De ce ai ajuns acolo, cum ai ajuns acolo? Mi-a spus, nu dau numele la, poate că nu trebuie să dau, m-a îmbatat persoana respectivă, normal sunt două persoane, dar pe unul îl cunosc, pe unul nu-l cunoștem, eu nu-l cunosc personal. Și am întrebat, dacă tu, cum ai ajuns acolo? M-a îmbatat și am ajuns, m-a luat într-o mașină și m-a dus aici la stâna. Fără voia lui? Adică l-a îmbătat? El zice că l-a luat cu forța și l-a dus. Aveți înregistrarea și puteți să-și dumneavoastră să... Păi cu atât mai mult să se dat această înregistrare la poliție? Că este cea mai bună dovadă. Noi când am văzut că am înregistrat și noi am spus, tu vrei cu adevărat să vii acasă? Dacă vrei să vii acasă, noi alertăm poliția, alertăm tot ca să știm, nu să ajungem acolo cu poliția și cu așa și tu să spui că nu mergem, că nu vrem să așa. Tu ce-ai declarat la poliție ca să știm ce-ai declarat la poliție și ai făcut și așa. El a spus că el nu a declarat la poliție nimic, nu m-a pus să semneze ceva. Și de ce n-ați dat această înregistrare la poliție? De ce n-ați dus-o la poliție? Cu atât mai mult cât v-a spus că el n-a semnat nimic. Adică nu știe ce a semnat. Eu am sunat la poliție
La poliția de la Fărcașa. Am sunat și i-am spus așa, care-i treaba cu el, că nu putem să ajungem la el, nu știm ce cu el și așa. El a spus că o dat declarație, o semnat declarația că nu vrea să aibă de-a face cu familia. Noi nu am stat așa, noi am luat și am și trimis o persoană. Înainte să trimiteți această persoană, nu le-a spus totuși că există o înregistrare în care el spune că este ținut cu forța acolo? Da. Da, am spus, dar nu foarte urât mi-a vorbit.